Ținta descinderilor au fost locațiile din municipiul Constanța, orașul Ovidiu și localitatea Tuzla, deținută de Bosânceanu, familia sa și partenerii de afaceri. Verificările au scos la iveală 10 de bunuri fără acte de proveniență. Oamenii legii au acționat în urma sesizărilor primite de la persoane cărora le-au dispărut bunurile. Hey, vă verificăm anumite informații legate de implicarea multor persoane în furturi de bunuri, începând de la bărci cu motori, televizoare, plasme, bunuri, aparate. S-au descoperit piese din anumite bărci furate, declarate ca fiind furate, și rămâne să dea explicații legate de locația acestor bunuri. Deci le-am găsit. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Oamenii legii urmează să stabilească toate persoanele implicate în comiterea furturilor. Percheziții la mine acasă, la angajați acasă, la mama acasă, la socră, la rude, la... Mai multe percheziții am auzit. Deci aveți acte pe bărci, pe toate, pe componente? Normal, dar acum pe unde mai am acte? Ce am pățit acolo la hotel? George Bosânceanu a ieșit din arest sub control judiciar la începutul acestei săptămâni. El este cercetat în mai multe dosare de evaziune fiscală, fals, uz de fals, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, furt calificat cu consecințe deosebite de grave și construcție fără autorizația mai multor imobile, printre care și câteva hoteluri din stațiunea Mamaia și municipiul Constanța. În urma descinderilor de sâmbătă, omul de afaceri se va alege cel mai probabil cu un nou dosar penal, de data aceasta pentru furt calificat.